Hello! Doamnă, să știți că nu vă cunosc, am sunat așa la întâmplare, pentru că vedeți dumneavoastră, eu am terminat de sunat toate persoanele din lista mea de telefon și le-am sunat ca să le spun și lor. Da, zi odată, ce vrei? Stai să vă spun de ce v-am sunat. Deci, Frankfurt a descoperit aur în Sadova, județul Dolj. Și dacă nu veniți să luați și dumneavoastră, să știți că mârlanii ăștia o să adună tot. Ce aur, fă nebună! Hello? Să știți că nu sunt nebună, doar bine intenționată. Păi ești nebună, dă-te drag. Nebună ești tu, na. Ce faci cu linelă? Te joci cu telefonul, ne? Hai, lasă-mă să ghicesc. Vorbeai cu un rege. Șah. Șahinșah. Miti Hanici, ceva mare. Ce bine îmi pare că te văd. Hai, nu pe tine văd. Încă n-am apucat să te anunț. Hai. Deci... S-a descoperit aurul României, iar eu, ca o patriotă ce mă situez, anunț pe toată lumea să vină să-și ia porția. Uai, nu-mi spune. A? Aur de 2000 de euro, a? Vai, dar ce cretin de idioși și de imposibilești. Da, Frankfurt a descoperit aur în pădurea la Ciurnuleasa, dă... Ciurnuleasa. Păi și tu nu te duci să-ți iei și tu porția, că e păcat. Mai întâi trebuie să mă fac frumoasă, da? Că doar nu o să mă duc așa pe stradă, să-mi umblu cu 2 tone de aur pe mine, nemachiată, necoafată. Mai întâi trebuie să mă duc la salon, da? Da. Auzi, adevărul e că eu de mult am vrut să te trimis să te faci frumoasă, dar mi-a fost să nu cumva să crezi că am ceva cu tine. Să știi că la tine mitocănia întrece grosolonia. Chiar se vede. Toată lumea o să se umple de aur, numai tu o să rămâi și o să te prezinți. Hai, mă intitulez să... Dumitru, sărăcit, pârlit, lipit. Stai, băi, fata, stai, mă, urinelul. Wow. Tu chiar vorbești serios cu aurul ăla? Sigur nu abernezi așa închipuiri și alte... Ha? Stai, mă, nu mai... Am vorbit eu aiurea vreodată abernând? A, nu. Fiecare cuvânt care iese din gura mea provine din creierul meu. A. Acolo, în creier, inteligența mea ia literele și le așează în forme de cuvinte. După care deșteptăciunea mea vine, ia cuvintele și le pune în fraze. După care intervine geniul meu, care dă frazelor un sens logic. De aceea, ele, când ies în cascadă pe gura mea, devin expresii care conduc lumea. Bă, ce... S-a descoperit aur în Sadova. Bă, dă-mă-le, spate. Da, mă, băiatule, uite-te. Auzi, bre, ce zicea nebuna, că e aur în Sadova, că... Păi tu nu știi pe ăsta cine e, mă, că e dusă cu capul de tot, e terminată de creier. Păi nu știi urinela, te iei după gura ăstia. Pe asta când s-a operat de apendicită, a umplut-o satul, a zis că a răpit-o extraterestrii și că a făcut aia experiențe pe ea. Sau cu nunta, când la nuntă. De loc costumul de ginere pe ea și săracul axânte crăpau nasturii la rochia de mireasă pe el. Bă, băiatule, belea cu ea. Când fulgerea, mai încalesc când fulgeră, zice că îi face Dumnezeu selfie cu blițul. De nu pot să spun, e săraca, îmi pare și rău de ea. Bre, lasă asta, dar dacă e adevărat asta cu aurul? Cu ce au? Ce dracu mai, bă, că te văd și pe tine, om, ce... Și bă, chiar dacă e, pe mine nu mă interesează, bă, aurul, eu am ale mele, am alte ele, că uite, trebuie să ajung... Trebuie să ajung în Spania, mă, băiete, și mă... N-am cum, că nu știu cum să ajung acolo, nu știu drum, nu știu nimic. Eu mă bazam pe doi buni prieteni care, mă rog, cred că îi știi tu. Ta se rupe oase și mitul cu cuțitul. Ai auzit de ei, e în pușcărie, n-am cum să-i scoat de acolo, nu. Pe ce au făcut? Nimicuri. Au omorât un om, au violat o babă, au spart sediul băncii din Frankfurt. Găinării, cum spusei, dar... Nu, e clar, ăștia doar morți mai ies din pușcărie. Păi, chiar că... Bă, tu nu ești prost, bă, dă-te să te pup, bă, aleu! Mă, mâncați așa ochii tăi, bă, deștept ești, bă, ce idee mi-ai dat, extraordinar! Ia vină tu cu mine cu alea așa acasă, bă, mi-ai deschis creierii, bă, mâncați așa tu! Hello!
Maria Hani, am venit să-ți cer imposibilul. Să mă faci mai frumoasă decât sunt. Dar tu chiar ești mai frumoasă decât tine. Da? Uh-huh. Vai, dar ce drăguț, îți mulțumesc. Cât mă coastă? 100 de euro. Da, ia, poftim banii. Îți mulțumesc foarte mult, la revedere. Stai. Nu vrei să-ți fac un machiaj, ceva, o coafură? Da. Stai jos. Hani, te deranjește cumva dacă între timp ce îmi faci tu mie aici eu vorbesc? Uh-uh. Pentru că, vezi tu, dacă eu nu vorbesc, mi se încleștează guma pe dinți și pot să rămân așa chiar și o lună până mi-o scoate doctorul cu mistria. Uh-huh. Și mai ales că eu am și ce să vorbesc. De exemplu, Axi și cu Nelly Hani s-au apucat să învețe pentru bac. Ce prost sunt ăștia doi. Ei habar n-au că în stat la școală nici măcar nu e profesor. A, ba da, e acum, Cosmin Milițianu, predă la liceu. A, da? Uh-huh. Și ce predă? Bătaia cu pulanul? Sau cum să pui cătușele la două mâini cu o singură mână? Predă la toate materiile că e singurul profesor. Vai, dar ce o să mă mai râde Axi și Geneli când o să-i scoată la tablă. Tu știi, Hani, ce prost sunt amândoi la un loc? Da, eu cred că o să mă spar de râs când o să văd eu ce o să înveți ei tâmpenile alea acasă. Nu e bine, nu e bine, de la capăt, hai să te aud, de la capăt. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată. Fă, mămică, dacă a fost, la ce dracu mai vorbim despre a fost, despre trecut? Găsește și tu o poezie mai actuală. De exemplu, sunt șmecher și amersan și sunt mare barosan. Cicalaca, cicăcea. E altceva. Da, hai. Tu știi că ai dreptate, mamă mică. Mai două dreacu și de literatură și de asta. Și de bacul ăsta. Auzi, tu-ți dai seama cu bacul ăsta, dacă nu era bacul, jumate din părință din țara asta nu-și dădeau seama că au copii idioți. Da. Păi ce să... Iată, mamă, găsi să studiem dreptul. Vrei? Drept. Așa, uite, găsi ceva despre furturi, mărturii mincinoase și depistarea infractorului. Ah. Ia uzi, articolul 6.5. Cățeluș cu părul creț fură rața din coteț și se jură că nu fură, dar l-au prins, uite, vezi? L-au prins. Da. Și cu banii în buzunar, hai la sfatul popular. Păi cine dacă au mai văzut, fă, mămică, câine cu buzunare? Lasă-o de cu... Păi nici ăsta nu e. Atunci, hai, inginerie moleculară. Așa moartă. Păi da, despre morți vor. Hani, tu-ți dai seama că cantitatea lor de inteligență adunată și înmulțită cu zero este foarte mică. Pe când la mine, eu, Dumnezeule, la câtă, cum zic, materie gri, cenușiu, grinchis am, aș putea să lucrez la NASA, la UFO, la PLM, sau, mă rog, la orice organizație internațională sau mondială de care o fie. Ia vezi, îți place? Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, cât sunt de frumoasă! Aproape că niciun bărbat de pe planeta asta nu mă merită. Eu chiar stau și mă întreb ce caută chipul ăsta drăgălaș și angelic lângă mecla aia de bivol cavalier al lui Axinte. Hani, la cum arăt eu și la cât gândesc, aș putea să am cel puțin un miliardar sau chiar mai bogat. Bună ziua, fetele! Ce face ele? Zi ce vrei că am treabă. Păi ia uite care-i treaba. Vreau să-mi deschid o afacere. Un bordel și aș avea nevoie niște angajate. Du-te, mă, dracu Nicule, de aici cu tâmpenile tale! Ieși afară! Auzi? Angajatele trebuie să fie inteligente? Neapărat. Trebuie să le iasă inteligența de pe nas, din ochi, cam de peste tot. E, atunci, Hani, consideră-mă angajată. Ce să faci tu, fetiță, la bordel cu 20-30 de clienți pe zi? Hello? Tu crezi că eu nu fac față? Dumnezeule, dar eu pot să port discuții chiar cu mai mulți, pentru că, vezi tu, eu am idei nenumărate, am chiar vreo 4. Dacă ei nu face față la discuții, este strict problema lor.
O să faci și față, o să faci și spate, o să faci și tot. Tu să fii sănătoasă. Te aștept. Ieși, Nicule, ieși! Vă pup! Hani, părul? Gata, gata. Și în partea asta, la altă? Ți-ai făcut. Așa, uite-te. Și asta. Ți-o pun sus, da. Șefu, au venit niște preoți. Ce preoți, mă? În audiență. Ca să ce? Vor să spovedească deținuții. Bine. Dă-le drumul. Domnul cu tine, fiule. Domnul să te aibă în pază pe tine și acest lăcaș de reeducare. Pentru ce azi, animă? Pentru pomeni? Ce cuvânt! Nu, departe de noi acest gând, departe de noi. Dacă totuși aveți niște telefoane, niște ceasuri, da. Niște... Fiule, suntem preacuvioșii Canalie și Pramatie de la mănăstirea Mătărânga. Și ne-am gândit că aici, la dumneata, în acest așezământ, sunt multe suflete rătăcite, nu-i așa? Precum sunt oile din turma Mântuitorului. Păi stai, a fost cioban, nu zeu? Taci-mi, pace ție, fiule, pace ție. Și-am zis, ne-am gândit că ar fi bine să-i spovedim. Pe toți? Pe toți, fiule, pentru ca sufletele lor să se purifice în fața Domnului și să le ierte păcatele. Vă ia 2 ani. Ce sunt 2 ani în fața veșniciei lui Dumnezeu? Exact. Și în felul ăsta ai spovedit și pe toți. 2 ani e fix rahat de câine în fața... Da, taci morții cu morții, vii cu vii, cum se spune. Ce-ați spus? Putem să mergem să-i spovedim? De la care celulă vreți să începeți? Că e 85 de celule. Păi să zicem, luăm așa, la întâmplare, zicem celula 37. De ce tocmai 37? Păi, pentru că știu... Hai cu celula 1! Da chiar, hai cu celula 1 să începem. Dacă mai scoți vreo vorbă, dobitocule, bacă țită în tine. Eu zic să facem altfel. Uite, eu m-am gândit la toate și am făcut niște bilețele. 85 de bilețele, exact câte celule aveți. Nu ne grăbim, tragem la sorți și cum o fi voia Domnului, nu ne băgăm. Uite pe ăsta. Ala. 37. Minune! Băi, ce chestie! Începeți cu 37. Pe cine am eu acolo? Pe Tase și pe... Pe mii... Mila Domnului să se pogoare asupra ta, fiule, pentru sufletul-ți bun și mărimos. Să mergem, dar... Ia stai așa. Parcă te știu de undeva. Dacă ați fost la mănăstirea Mătărânga, cu siguranță că mă cunoașteți. Bă, o să râzi, dar chiar am fost la mănăstirea Mătărânga. Dar pe tine nu te știu. Chiar există Mătărânga? În schimb, eu te cunosc pe dumneata. Da? Ai fost la mine la spovedanie. Eu te-am spovedit. Sigur, când ne-ai spus cu mita aia de-ai luat-o pentru pușcăriașul ăla că să le liberez. Uite că îmi scapă numele. Nu mi-a... N-am fost acolo, acum mi-am adus aminte. Și când ai zis de... soția deținutului că mi-a violat-o și tot așa... Mă, n-auzi că n-am fost acolo? Și cu fetița aia, fetița din parc... Bă, voi ați venit aici cu o treabă, ia, hai, Valea! Gata, face. Mulțumim, Domnul cu tine, fiule! Haide, mă! Dar de unde știați de viol și de fetiță și de... Nu știam, mă, băule, dar toți face la fel. Bă, Costele, nu găsi niciun mucitor. Nu vrea nimeni să sape după aur. Păi nu le spusești, mă, că-i plătim.
Păi eu le spusei cum îmi zisești tu, că îi omorâm după aia. Bă, tu ești prost. Pe urinele au găsit? Nu, dar e de tei SMS-ul. De tei SMS-ul și am spus să nu mai spună la nimeni. Și ce răspunsă? Ci că da, bună idee. Ma. Gata, gata, aici avem actele, trebuie doar să le semnați că sunteți parteneri. Dă-te mâna. Ia să vedem, ia să vedem. Parteneri. Îți confirmă că așa, 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 așa. Păi cum fă? Tu cu ăsta 98% și eu cu fragful câte 1%? Hai măi, Costeluș, că este așa doar în acte de ochii lumii. În realitate împărțim la 4. Sigur? Te-am mințit eu vreodată? Semnează. Bă, 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 Costele, nu semna. Nu semna, Costele, știi că asta e ciorancă și fraierește lumea. Ba, semnez, mă, uite. Bă, nu, nu, bă, bă. Auzi, dacă nu semnează fraful, poți să iei partea lui? Sigur că da. Asta e. Bă, 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 da, bou ești, bă, bă. Da, acum să vă văd eu pe voi cum găsiți voi aurul, că numai eu știu unde e. Este foarte simplu. O să decopertăm tot județul. Misiunea ta este să-i convingi pe oameni să ne pună terenurile lor la dispoziție. O să împarți niște pliante. Ia-le. Așa? Și să semneze. Ia-l. Păi stai puțin, că ăștia nu vor să semneze pe aceea prin sat. Ăștia au pământurile de zeci de generații aceia și nici nu le lucrează, dar nici la alții nu le dă. Nu mă interesează, de asta e 50%. Mă rog, hai că văd eu cum fac, că îi mint, îi păcălesc cu ceva. Le spun că le luăm pământurile să le fertilizăm și le aducem înapoi de 10 ori mai fertile. Așa, sau eu știu că a dat boala lăcustei nebune și le luăm să le tratăm cu o travă împotriva lăcustei. Sau că se mută baza americană de la Deveselul la noi și o să le dea americanii gume, blugi, delea. Asta foarte bună. Foarte este. Bună, foarte bună. Uite, pricepem prost. Doamna, doamna... Diarela. Acum mergem la... sediu la noi. Perfect, perfect. Dar mai întâi trecem pe la mine pe acasică să mă schimb și eu ceva așa mai lejerea, nu păpăm ceva, bem. Dar bărbat la tine? N-are bărbat la mine. A fost odată că am singurică și neconsolată. Okay. Perfect, nu? Okay. Perfect. Let's go. Sărani, proști, stupid, sărani. Stupunță ce pățești. Costele... Să moară mama dacă nu ești îl mai mare, fraier. Da, da, ascultă la mine. Pe 2% semnași, 2% primești. Bă, și ea 2% e bun. De când nimic ca tine. Zi, mă ajut să împar și o pliante de ăsta prin sat. Merg doar așa, să văd cum nu vrea lumea să semneze. Da. Și dacă vrea. A? Te oftiți? Mai vedem noi, da, da, da. Restul. Bă, 2% e 2%. Lasă-mă, ce 2%? Orice ar fi, păi n-ai păi ce face. Păi, dar ce 2%? Păi, păi noi săpăm, noi omorim, noi alea sunt 2%. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă mântuitorule și mă mântuiește. Deci tu ești, mă, oaia cea pierdută? Bă, și ce poftă am să ard o oaie. Ia scoală, mitule. Băi, eu sunt, bă. Don Miticos. Don Miticos. Iartă-ne că vrusărăm să ne dăm la matale. Das. Dar berbecul ăsta cine? Băi, lăsați prostiile, bă, veniră să vă scoatem de aceea să... Hai, bre, măcar 10, măcar 10 minute. Ia uite-te ce spate are. Cum te cheamă Păpușico? Oi, nu. Superman, din clanul lui Ailu Priză. Mamă, de când vroiam să-i fac ceva lui Superman? Când îl vedeam la televizor cu chieloții aia roșii trași peste pantaloni, bă, mi se făcea o poftă... Băi, poftă, păi vreți să vă scoatem de aici sau nu? Ce nu, vrem, cum dracu să nu vrem? Hai, trebuie să faceți pe morță. Păi, dar da, știi, noi nu prea le avem cu teatru. Știi, mă, să faci pe mortul? De unde să știu, mă, să fac pe mortul? Dar poate dacă întâlnă vreunul un pumn să le ieșim... Fa-o-ală. Păi, bă, asta e ușor, mă. Găsește unul, îi dă un pumn și gata. Da, dar n-are cine, că pușcăria asta n-are nimeni curajul să dea noi. Nu pot să cred. Pa-o-ală, păi cum facem, mă? Supermane? Dă-ne, dă-ne matale cât un pumn. Dă-ne matale. Lasă, Superman, că e mai tânăr. Supermane, da? Dă-le cât un pumn, mâncați așa ochii. Păi, stămaci. Bă, dar dacă dai... Să dai să leșin.
Că dacă nu le șin eu, te omor, bă. Stai, am un cârcel aici, că nu mai pot. Formidabil. V-aș da eu, pe cuvânt v-aș da eu, dar mie că vă omor, știi cum sunt. Păi am dat o dată la un taur un pumn în căpățână, de a ieși capul în fund. Nu pot să-mi controlez forța, asta e problema mea. Hai să mor tu. Da, nu crezi? Ete, ia, să dau cu alea așa un pumn în zâdul ăsta și tu te duci pe partea altă, să vezi să nu fie pomnul în spate, că dar în zâdul pe el. Bus, păi ce dai cu acum? Bus, da, dacă dăm noi, unul în altul. Bravo, bă. Bravo, bă, bă, ești deștept. Păi hai. Da, dar n-avem motiv. Mama, nu, hai, lasă. Mitule, ai dat-o în mine, mă? Doamne, frate, nu ești mă, fratele meu. Dar tu ai dat în mine. Cum mă, mai bine să-mi pice mâinile, mă? Bă, știi ce să mă ăsta de tine? Că ești o târfă plângăcioasă, mă. Ce, mă? Și de tine știi ce să? Că ești un frecangiu de 2 lei. Da. Gardian, ajutor, au murit enoriașii. Gardian, mă, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă mântuitorule și mă, vii mă odată, ce faci? Și mă mântuiește. Mai trebuie să stau? Eu cred că s-a uscat. Dumnezeule, ce noroc de baftă și succes o să am eu cu coafiura asta la miliardarii ăia. Eu cred că ești mult mai bună ca Cătălin Botezatul, care nu mă chește ca tine. Să știi că dacă o să dau peste mână cu bani, îți dau salariu. Da, pentru că vreau să te angajez cu coafiureza mea personală. Tu stai seama cu câtă admirație o să mă lucreze la bordel clienții ăia? Bună ziua, dacă vrea cineva să-și vândă pământurile la Golcorp. Hai bă să mergem, că nu-i nimeni. Nu-i nimeni. Cum nu-i nimeni? Hello? Costihani, eu sunt nimeni? Vorbește cu mine. E? Vorbește găleata. Hello, e cineva înăuntru? Eu sunt, vorbește cu mine. Ce pământuri Sadova? N-ai tu treabă, lasă, uite, primi niște pliante. Dă-mi și mie să văd, dă-mi și mie. Ce să vezi, uite, despre asta. Ia. Cine semnează că donează pământul primește o șapcă de la Go Corporation. E de șapcă firma? Iar faceți, mă, escrocherii? Nu e escrocherie, mă. Nu e. Uite, venit iar el acum băiat de la Gold Corporation care vrea să cumpere pământurile pe aici. Ce băiat? Ce, e înalt, e frumos, e bogat? E unul așa, nu e înalt, dar e tinerel așa frumosel, dar nu contează asta. Eu venit să... Cum adică nu contează? Păi dacă este înalt, frumos, bogat, deștept, cum adică umblă cu sora mea? Eu sunt a mai frumoasă dintre ale mândouă. Bia, honey, eu vreau să mă duc să văd ce impact are coafiura ta asupra lui, cum ziceați că îl cheamă? Glot Porcotation? Glot Corporation. Așa, Glot Grohotation. Dumnezeule, Doamne, când o să vadă el cât sunt eu de perfectă și de impecabilă și o să afleze că lucrez la bordel pe post de intelectuală, da, unde ziceați că îl găsesc pe păpușelul ăla? E cu soră ta, acasă la soră ta. Du-te mai repede dacă vrei să mai rămână ceva din el. Acum plec. Thank you very much. Bye. Vezi, bă, fraiere, că nu vreau nimeni să-ți dea pământurile. Aie, pliantele alea de le dătuși la oameni să-și terțără la fund cu ele. Auzi, pe tine ce te lasă grija gravid? Nu vreau să se semnezi, acum e afacerea mea, nu te mai faci. Să vezi, o să mă râd eu de voi când o să săpați milioane de hectare să căutați aurul și nu o să găsiți nimic, că numai eu știu unde e. Ia mă arată și mie aurul ăla, unde lăsă și unde... Costile, și dacă vrei să știi, găsi și monede dacice, ete așa de groase și ete așa ca palma mea de mari. Și scrie pe ele ceva în limba dacică, dar nu înțeles să-i nimic. Că scrie în limba lor și o să-mi țângan și nu știu. Arată și mie o monedă. Păi nu luai niciuna. Dar fii atent, până împarți tu pliantele, eu mă duc repede până în pădure, le dezgrop pe toate. Ce? Și le îngrop în altă parte să căutați după ele până o da benga în voi. Ne? Păi stai mă, nu zici că m-a ajuns să împarți și eu pliantele astea. O scostele, ce mai face mama ta? Mama mea? A murit, mă, de ce? Păi vreau să-i să zic să te ajute măta. Dar dacă zici că muri, asta e, ghinion.
Foarte frumoasă asta casa la tine. Asta casa frumoasă? Asta pe dracu casa frumoasă. Dacă aș ști unde am locuit eu în ce vile luxoase. Bine, am locuit așa câte o oră, două. Da, mă rog, ce contează, hai să ne facem comozi, nu? Comozi, comozi... Da, dar nu așa, repede, sex. Ce-ați zis, sex? Oh, sex? Vai, dar nici nu mă gândeam la sex. Ce haios, da. Sex, nu? Sexul e așa o porcărie, e așa ca să treacă timpul, să... Să ne distrăm așa. Dar dezbracă-te mai repede, că nu mai rezist. Haide acum, repede. Ia uzi, bine, maybe bărbatul la tine. Da, ți-am spus că n-am niciun bărbat. Spate, brățăra. Dea! Ce bine-mi pare că te văd, dar ce dor, ce dor mi-a fost de tine. Da, ce dor mi-a fost și mie, mai uri, draga mea. Dar nu vezi că acum sunt cu domnul de la... Da, știu! Bon Morcovation, dar ce super, super și frumos de sunteți. Numele meu se numește Urinela. Să facem cunoștință. Acum că ați făcut cunoștință cu surioara mea, ea poate să plece. A venit și așa, fă, dispar. Da, poate că domnul dorește să cunoască o femeie superbă, inteligentă și capabilă, care ea se preumblă și se plimbă prin toate străinătățile și care, vedeți dumneavoastră, aceste haine costă cât 3 corporation ale dumitale. Știți, aș prefera ca diseară să mă însoțiți la un concert de Goethe. Ce haioasă este sisica mea, dispar de Goethe. Dispar că te strâng de beregăți. Ce naibii ești zis? Dar tu nu vezi cât de superbă și de frumoasă sunt eu? Privește-mă. Poate că domnul deja și-a făcut o idee și o părere cu cine dorește să fie. Nu-i așa, honey? Eu mă duc să cumpăr țigări. Hello, auzi? Dacă nu vrei să mergi cu mine la concertul de Goethe, poate treci pe la mine pe la bordel. Să știi că m-am angajat pe post de inteligentă. Îți fac și reducere. Bă, dar tu te dai la hădrălăul meu, tu vrei să mori? Ce-a dracu e, sis? Auzi? Nu te supăra, dar tu umbli așa numai cu bărbați ăștia superbi, frumoși și inteligenți, iar eu cu un puțitul de axinte? A? După posibilități! A? Ce are dacă ți iau și eu numai unul? Unul doar, a? Ia zi, de Cosmin, de ce te-ai despărțit? Zi! Să-l rea cu fata, era prea deștept să prindea de toate câte le făceam. Nu-mi trebuie de ăștia inteligenți și era pitic. A? Află că acum s-a angajat profesor la școala din sac? Și pitic și sărac? Bine că am scăpat de el, fata. Fata-mi stătea bine aici. E cu virgula. E cu virgula, știi că se uita exact aici, nu? Lume! Ești lume să mă vezi cum mă duc la școală, lume! Mămicule! Ești mămică din mormânt să o vezi pe Leana ta cum se duce la școală și nu la cârciumă. Ba, mămică, fă-mi mie rușine că mă duc la școală. Cine atâta mă duc eu la școală? Mai bine mă duce la un meci, la o cafteală, la o babardeală. Așa dracu, parcă sunt fătălău. Auzi? Eu și școala. Mă, mămică, nu mori dacă mergi o zi. Nu mori. Păi nu e vorba de o zi. Că trebuie să mergi în fiecare zi timp de un an, făi. Bă, păi nu știu-i, păi nu, stai, că în condițiile astea nu mai merg. Păi cum adică fiecare zi, ia uite, să dea ăia pe mine cu Coșbuci și cu Iliez și cu Treiez de ea. Păi cum, că stai. Păi eu din 365 de zile, 300 stau beată și 65 bătută. Și acum asta o consider că e viață.
cum să mă duc și să învăț despre horii și cloșii Mihai și Viteși. Lasă-fă, mămică, că nu, și nu? Dacă luăm bacul, o să fim ei mai deștepți din Sadova, fă. Îți dai seama cum o să-i zici tu lui tata? Bă, ești prost ca o drugă de porumb. Și toate cocioharlele din sat o să moară că tu ești cea mai deșteaptă. Să fiu al naibii, dacă nu, tu o să devii primăriță sau cel puțin ministra satului, fă. Zici tu? Ți-ți dai seama? Ministră? Adică le-a să vină toți la mine să vadă diplome așa pe toți pereții de numai are loc o pleoșniță. Și să mă întrebe să vin așa ca la un fel de guru, ca un fel de Dalai Leana. Să mă întrebe, Leana, zâmi și mie, te-ți adusă-i 3 damigene de vin și 2 purcei. Care este capitala Budapestei? Și eu să-i zic, pune mâna pe carte dacă vrei să afli. Mamă! Și auzi, eu o să devin scriitor, fă. Parcă văd. I-auzi. Vine tu de accinte pârțag. Răscoala de accinte pârțag. Frații jderi de accinte pârțag. Mama, micule, cât o fi eu de proastă, dar ăștia s-a scris deja. Păi și ce dacă le mai scriu o dată de le dracu, ce mi-e lene? Și le dau cu autografe, fă. Întreb, cum te cheamă, domnișoară? Loredana. De la accinte pentru Loredana, îmi dai și mie numărul de telefon? Așa, leule, pup, așa. Păi tine, cum te cheamă, mă? Chirpiș Dumitru. Nu te recu de jegoștitul să citești, mă. Marloiesle, mă. Moș, mă. Fii atent. Mergem, mă, micule, că să merită efortul. Da. Da, am o nelămurire, poate știi tu că ai umblat mai mult. Față de cârciumă, școala e în dreapta sau în stânga? Păi nu știu, căutăm cârciuma după miros. Cârciuma, da, da, și școală. Acum. E ministresă, să fiu ministresă, da. Înainte de școală, te pot. Tineri săraci, mai avea 25 de ani de pușcărie și scăpa. Și iartă-le lor greșalele lor, cele cu voie și fără de voie. Și mie la fel. Băi, ăsta mișcă. A, nu, așa e unii morți. Nu, li se mai scoală câte un mușchi și... Scoate-mă bre de aici, că nu mai am aer. Da, taci, grijane, să-ți fie spântă și taci, dă-mă cu ceva în cap, păi ceva, mă. Și să-i scoateți afară pe hol să-i mormântăm creștinește. Nu le facem mai întâi autopsia? Toți... E așa, e el săracul, e mai sensibil, nu e obișnuit cu atâta violență. Iau, eu am făcut au de la hemoroizi. Că așa e hemoroizi când dă de miros de tămâie, uite așa se zbenguie prin fundul meu. Aveți acolo grijă. Și gras. Odihnească-se în pace și să fie sufletul lui să-i se atribuie toate cele sfinte și cu odihnă pe Hristoase. Pace vouă, fiilor, mulțumesc, mult Dumnezeu să vă ajute. Pace. Calul unde-i, mă? Păi ce cal? Ai zis căruță, n-ai zis cal. Bă, ești tâmpit? Ia treci tu, bă, în locul lui. Treci tu, bă, dacă ești așa prost. Nu te recu de diliu. Hai, mai repede. Hai. Die, n-auzi. Bă, mișcă-te, bă, n-auzi mai repede. Die. Bună ziua! O să vă rog să vă și ridicați? Da, de ce nu te ridici tu, piticule, că te scufundași? Te găsesc. Să strigăm catalogul. Catalogule! Catalogule! Eu!
Băi, fără glume proaste că vă dau afară, da? Eu? Ne dă afară. Hai, mă, de merge la o țigară în veceu. Vă băgăm un selfie, singuri, așa? Stați jos. Azi, la limba și literatura română, avem de învățat poezia patriotică. Știe cineva poezia patriotică? Eu știu. Poezia patriotică e aia că când vrei să faci ceva pentru țara ta și în loc să muncești, scrii poezii. Păi ce n-are dreptate copilul? Ai văzut tu vreun poet dintre ăsta pe Bolintineanu, l-ai văzut să dea cu sapa? Sau pe Eminescu, l-ai văzut tu că prășa o goare? Să pune mâna să mucească de țară ăștia. Știe cineva o poezie patriotică? Eu. Țara mea. Frumos. Tu țara mea bogată rău, fur tot și scap și de bulău. Ce tare. Cine a scris asta? În Ponta Udrea, Băsescu, toți care sunt pe acolo. Știe cineva mama lui Ștefan cel Mare? Da, eu. Deci, a doua uliță la dreapta este măsa lui Ștefan. E aia lui Cârjul, Leana lui Cârjul, femeie neagră cu batic în cap. De poezia. Ștefan. Ce? Poezia. Pe o stâncă neagră într-un vechi castel. O stâncă neagră într-un vechi castel. Șoptește mamă. Ăsta Gigi Becali și făcea pe el. Nu? Păi, dar cine mai are castele în afară de Gigi Becali? Ce, greșei cu ceva? Nu? Pe mine mă interesează ce se întâmplă pe stânca aia. Dacă te interesează ce se întâmplă pe stânca aia, citește poezia și uite-te în poezie. Dacă... Eu știu, mă interesează să știi tu. Deci pe stâncă, deci chiar pe stâncă sus, adică pe o Y. Cum de fapt, pe mine nu știu exact ce se întâmplă pe stâncă, mai mult pe sub stâncă. Acolo e ceva activitate pe sub stânca aia. Că a venit ăla Golum din Stăpânul Inelelor și a început să ne acutârnă scuipa ăla. Și, Doamne, iartă-mă să căutăm o Golum la Ștefan cel Mare. Păi, da, cu târnăcopul căutând inelul. Și a căzut și stânca, a căzut și castelul. Zăsai, adică o presupune. Știe cineva? Plânge și suspină tânăra domniță. Iată, bravo! Foarte drăguț, bravo. Și vine tânăra domniță. Îți iei două coate și un cap în guriță. Nu să știi tu să te bagi în seamă, să devii așa în grațiile lui profesor. Bă, copii, mă, puneți mâna și învățați-mă că se apropie bacul, mă. O să vă pice una dintre astea, dintre Bolintineanu, Eminescu, Coșbuc. Da, uite-te, mă, la ei, că stau numai pe telefoane. Ce interesează pe ăștia bacul, mă? Noi poate învățăm, căte, ne ducem acasă, mai tocim unii dintre noi. Înțeleg? Nu te hlizi, da, ăștia? Ce Coșbuc? Să vezi pe ăstea două cum își arată coșbucile prin discotecă. Ce le interesează pe ei? Mâine o să avem simulare pentru bac. Ce, mâine? Mâine? Mâine. Da. Putem să o facem la cârciumă să simulez și eu că sunt trează, dacă... Păi și de acum, ce nu știți, mă întrebați pe mine, clar? Nene! Cum să fabric copiii? Ei o femeie, o dezbraci, o crăcănești. De școală, mă, nu de prostii. Trecem mai departe. Știe cineva cine a scris Moromeții? Eu. Marin Preda. Bravo, uite. A dracu să fiu dacă nu te sugrum eu cu codârnele ale tale sau ce ai acolo. Uite, tu nu scap nebătută de aici. Ți-o spune Leana. Te băgași tu în seamă. Preda, Marin. Mai zis așa cu ceva. Care-i numele tău, domnișoară? Ce? Să nu-i dai 10, că iau să săi. Preda, Marin. Dă-mi și mie măcar 0-1. Atunci. Alina Angel, da? Sir, sorry. Wait a second, sir. Bună ziua. Încotro vă îndreptați, unde mergeți? Who, me? Yes. Mă duc la concertul lui Andrei Rieu. Da. Îmi luai și vioara. Good joke. Wait a second. Înțeles că dumneavoastră știți unde este Aur. Da, știu. Cum să nu știu? Știu. Where? Unde? La tata în gure. Are 3 dinți și o măsea de aur. Nu vreți să-mi spuneți și mie unde este Aur? Băi nene, lasă-mă în pace, nu te cunosc, nu mă cunoști. Ce drept pușca mea vrei de la mine?
Nu-ți spun, hai! Wait a second. I have something for you. Uite, asta beutură bun. Bun. Beutură bun. Ține-ți. Ce-i asta? Băi! Beutură. Păi tu-ți bagi joc de mine? Păi eu când beau, eu beau, bă, nu mă joc. Ce-i asta? Ce-i asta? Asta e sticlă? Ăsta e răsat de sticlă. Guste. Dacă place la tine, aduc multe, multe. Și mare. Așa de multe și mare. Nu, ce să fac eu cu ăsta cu câmp? Yes, trade. Fii atent aici. O vezi? Yeah. Nu mai vezi. Hale, hap. Good? Ce dracu ai pus mâna asta? Pișa de veverică. Să moră pe cea mai scump dacă nu-l omor pe ăsta. Păi, mi-a dat 40 de picioare în cap. Ce vrei, Vere, dacă vorbești în sac, morții nu vorbește. Ba, vorbește, mă. N-auzi cum te cheamă? Dă, bă, cuțitul ăla. Bă, lasă, bă, cuțitul ăla. Terminați cu treburile așa. În loc să-ți mergi, că ați scăpat, că sunteți vorba aia liber. Ce dracu de... Să treci, domn Miticos. Acum ce facem? Ce să facem? Mergem în Spania, aia facem. Păi hai. Ia, păi hai. Păi hai, păi așa, păi nu așa, frate, facem altfel. Întâi ne întrebăm o țără, ne întrebăm și noi, da? Bem ceva, nu? Corect. După care ne ducem, răpim regina mamă, eu vin și o salvez, bă, comando facem, profi, da? Așa. Așa cum vrei, matale, boss, așa facem. Așa facem. Numai lasă-mă să-i rup capul ăla. Băi, nu, băi, de trebuie, băi, ce sunteți copii mici? Supermare, du-te și adu ceva de băut. Adu repede. Deci fiți atenți. E simplu. Voi mergeți în Spania, deghizați în cerșetori. Așa. Clar? Da. Știți să cerșiți, nu e... Cum dracu? Ajută-mă cu un bancă, bă, cuțetul în tine. Cum ai zis? Ajută-mă cu un bancă, bă, cuțetul în tine. Bă, ești penibil, bă, cu baul. Bă... Nici de cerșător nu sunteți bun, mă, pe așa se cerșește, bă! Uitați-vă la mine! Ajutați-mă și pe mine, vă rog, că sunt tâmpit de nu... Da, tâmpit tot pe... Păi Spania, cerșești în spaniolă, nu? Normal, că cine dacă te cunoști? Da, fiți aneți aici. Ajutar-mi, per favor! Sono morto de hambre! N-am făcut-os paianjenos la fundos, hemoroidos, făcut-os revoluțione. Ajutar, per favor, eu sono muerto de... N-ai mă un pas să-l ajută și pe el, săracu. Ce dracu aveți? Bă, tâmpițule, mă prefac. Păi de unde să știm, boss? Că așa aveai o față de milog. De milog? Ești milog. Să mor tu. Mă, dar de unde știi tu că am eu față de milog? Ha? Că în afară de aia de însași de toți ai de mă cunoaște, nu mai știe nimeni. Ia bre băutura. Bă. Buz, dacă e o trăvită, mai bine mor eu decât matale. Hai mă, ce... Ha? Ia vezi, Mitule, e bună? E o trăvită? Nu să fie ce să zic. Dă-mă cu acă, bă, zic. Dă-mă, bă. Supermane, măcar tu. Parcă are un gust. Ia mă ce gust. Mă, că n-aveți nici pe dracu. Ia mă ce gust. Dă-mă... Are un gust așa, ca de... Și mă, are un gust nașpa, așa e? Da. Bă, ți se pare și ție un gust nașpa? Bă, ce dracu? Bă, dar ești, bă, enervez. Nu, bă, e bună, rău. Ia uite. Ce-i făcut, mă, goliră-ți? Păi, să... Du-te, bă, și alta, mă, nu sta și te uita ca bou la mine. Du-te și... Hai, mai adu una. Bă, dar sunteți chiar nesimțiți să nebunesc. Păi fu ultima, bre. Cum adică a fost ultima? Bă, tu nu ești sănătos? Păi și eu ce? Bă, toată viața am fost înconjurat numai de idioți și de tâmpiți. Da, eu. Spus la mine unde pus aurul!
nu spun, nu spun nimic. Pot să-mi scoți și ochii dacă vrei, dar nu. Oh, bună idee. Bă, nu, 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 ce idee, bă, care idee? Glumi, glumi, cum să-mi scoți ochii? Păi dacă îmi scoți ochii, cum mai găsesc eu locul unde e aurul? Nu? Atunci tăiat mâini, tăiat picioare? Nu, 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 cum să, nu, tăi, nu tăiat nici mâini, nimic. Păi dacă tăiat mâinii, cum mai desenez eu pe hartă? Și dacă tăiat și picioare, cum mă mai duc eu până în pădure să vă arăt eu unde-i locul? Atunci tăiat cuculeț! Nimic, nici un cuculeț, gata, nu mai vreau, spun tot. Sunt gata. Fii atent. Cum intri în pădure la ciurnul ăsta, mergi drept înainte și pe urmă faci dreapta. După ce faci dreapta, o ții tot așa înainte, până dai de o prăpastie. Și când ajungi acolo la prăpastie, ții tare că te țin boșogii. Sunt în Tabitoc! Și când strigi, după ce strigi tu așa tare, ecoul îți răspunde înapoi. Și de unde îți răspunde ecoul? Într-acolo te îndrepti. Wait. Sunt un bodicot? Da. Sunt un dobitoc. Dobitoc. Sunt un dobitoc. Nu așa. Mai tare, strigă mai tare că așa ecoul e cam surd, e cam bătrân și nu te aude să-ți răspundă. Trebuie să strigi tare. Sunt un dobitoc. Strigă. Sunt un dobitoc. Mai tare. Sunt un dobitoc. Așa. Și încolo să repeți până când te duci tu până încolo în sat să strigi tare. Da. Să nu cumva să pleci de aici. Nu. Că după aia căutat la tine și tăiat cuculeț. Ai auzit? Nu. Dar auzi, să nu mă lași aceea singur, că mă lași aceea singur legat, mor de frică, de foame, de sete. Să nu mă lași. Dar mai întâi mă duc la urine, la bordel. Am auzit acolo distracție mare. Și după aia mă duc la ciunul ăsta pădure. Să nu pleci. Nu plec. Ok. Dar sunt un bolicot! Bre, nu mă lăsa, bre, aceea, bre, că mi-e frică, bre. Bre! Aoleu! Cred că dobitocul sunt eu. Alo, nenea! Bă, îți uitași geanta aceea, bă! Geanta, bă! Aici este bordel. Ce nu înțelegi? Aici nu se fac bătăi, nu se dansează și nici nu se bea. Aici vii ca să faci sex cu femei. Ce nu pricepi? Bine că după fața ta eu nu cred că știi tu cum e cu femei. Dar na, cățele n-am, oi n-am. Ia zi, vrei o femeie? Aha! Aha, ce? 300 de lei. Ce, e pe bani? Eu auzi la el, mă. Încearcă-mă la măta, poate vrea gratis. Bună ziua! Aici este bordel? Nu, este de NASA. O rachetă, un satelit? Da, la mine a spus femeie cu moț, urinela, că aici trebuie venit. Ah, da, 300 de lei. Uite, poftim și prezervativ. Ah, și aici dopurile de urechi. Vorbește cam mult. Uite, ia-i. Hello, honey. Honey. Să știi că vorbeala provine din exces de cultură. Și eu când vorbesc, mă bazez pe niște cunoștințe izvorâte din adânca studiere a anumitor chestii care că când ele provin... Mă falimentezi! Ciocumic și multă muncă, atât îți cer! Eu cu tine vreau să faci dragoste. Dar, honey, dragostea provine din ceva extrem de foarte profund. Nu merge așa oricum, țaca-paca, mă înțelegi? De exemplu, eu vreau să-ți vorbesc despre o carte pe care de foarte mult timp eu mi-am propus să o citesc, în care se vorbește despre dragostea și iubirea adevărată între Făt Frumos și Ileana Damigeana. Și că când venea el așa, Făt Frumos, călare pe un cal alb, mă rog, era vopsit în alb, și cum ea atârna așa paloșul lui, adică se bălângăna, înțelegi? Dar dragoste, când făceam? Alo, honey, mă las să termin? Da, și eu vreau să termin. Dar întâi eu, da? Deci fii atent. Și-au trăit fericiți așa până la
adânci bătrânețe. Deci el nu a părăsit-o așa instantaneu după consumarea dragostei, înțelegi? Ceea ce vezi tu, Hani, îmi doresc eu foarte mult este o iubire adevărată și eternă, care să durească chiar și după moartea noastră. Dar văd că calul al lui lisește. Da, te iert de cal. Dar pe mine mă interesează foarte mult dacă eu personal mă încadrez în standardele tale ca viitoare soție, pentru că eu, Hani, chiar am gânduri serioase cu tine, înțeleg? Urinelo, dacă te măriți cu primul care intră în bordel, poți să-l închid. Mergeți dracului în cameră, că aici e cu ora, nu cu secolul. Tu să taci, da? Pentru că nu știi ce semnează o relație serioasă. Hani, tu vino cu mine să-l vorbesc eu despre cum văd eu că arată nunta noastră și cum o să-mi fac eu o rochie foarte scumpă de lux, cu paiete din plexic de argint. Hai, și cu niște bretele de lux din Amazonia. Alo? Cosmine? Da, ești la școală? Da, știu, știu, auzi? Te rog, te rog, trimite-mi și mie pe alta. Cu Rinela mai mult îi ține de vorbă. Bă, dacă nu fac eu rost de bani, haideți să mă scuipați voi pe mine. Băi! Păi eu cu cine vorbesc? Vorbesc singur aici, ca televizorul. Uite cum facem. La ce m-am gândit. Voi doi, zicem că sunteți ăia care o răpește pe regina mamă. Înțelegi? Super mare, tu ești regina, zicem, da? În genunchi, sclavilor, în genunchi! Ce zici, mă? Bă, bă, defectule, bă, tâmpitule, dar te prefaci că ești regina. Aoleu, ce... Așa, și eu vin și o salvez. Ați priceput? Bun. O luați de câte o aripă, fiecare. Boss, putem să o și violăm puțin. Bă, să moară mama lui Frankfurt, eu nu mă mai joc. Gata, bă, nu? Bă, nu... Nu pot să violez, care are 90 de ani, atâta... Dar pare bună băbăciunea. Hai, măcar o dată fiecare și... Am zis nu! Gata! Atenție la mine. Deci, voi doi o răpiți. Eu vin și o salvez. Înțelegi? Pentru asta o să am nevoie de un pistol de jucărie, o chestie ca să... Este boss, ia-l pe ăsta, dar vezi că e adevărat. Băi... Păi, eu te-am respectat, mă, tata, adică puțin bun simț. Păi eu nu știu cum e unul adevărat, un pistol adevărat și un pistol de jucărie. Păi un pistol adevărat e greu, bă, ca ăsta, înțelegi? Are cu ăla așa gloanță în el, cu butuc, cu butoi, da? Exact ca ăsta. Și gloanță pe țavă, ca ăsta. E, și eu, e simplu, hai că ați înțeles. Ven și îi împușc pe ei doi și primesc răscumpărare. A? Hai că e ușor. Deci ați înțeles, da? Băi, cu voi vorbesc, băi! Ce dracu are ăștia, mă, de să... Păi, e morți. Auzi, acum mă, ești tu de prost, păi faceți teatru ieftin cu mine pe aici, păi cum să fie, bă, morți, că ăsta-i de jucărie, dă-l dracu, uite-l. Hai să moară măsă. Măsă e de adevăratele. Păi și înseamnă că... Olele... Păi și ce facem, mă, mâncați așa chitei? Cine ne mai duce până în Spania, mă, acum? Hai că am dat-o dracu. Ia uite, bă, băiete, bă, și acum trebuie să... Trebuie să-i îngropești, ai? Super mare, mâncați așa gura ta. Ia-l tu. Ia-l pe ăsta. Așa, ai belit-o. Hai să îngropăm, nu mai stai și te uita ca bou. Ia și tu pe ăla.